acum două săptămâni am aflat că am o problemă la genunchi. Și pentru că merg foarte des la sală, am încetinit asta cu mersul des. Pentru că mă durea genunchiul, evident. Între timp am găsit și un medic foarte bun, care m-a trebuit să fac un RMN și acum o să văd rezultatele. Sper să nu fie ceva grav. M-a durut genunchiul foarte tare și... Bună seara! Bună seara! Da, am întârziat un pic. Traficul. Bună seara, domnul doctor. Mă scuzați că am întârziat. Bună seara. Ia un loc. Bine. Norocul tău că ești ultima și atunci e ok. Că altfel cu programul și toate consultații și toate problemele. Mă scuzați, de obicei nu întârzita traficul acum. Asta, da, într-adevăr, e o scuză. Deci, v-ați uitat este RMN-ul tău? Da, am primit RMN-ul tău. E grav? Nu foarte grav. Mm-hmm. Avem niște probleme. O să-ți arăt acum, să-ți și explic. Ca să înțelegi ce ai și ce trebuie să faci. Așa. Cum mai e genunchiul? Păi nu mă mai doare atât de tare, că n-am mai fost atât de des la sală, dar vreau și? Să mă duc. Vreau să mă reapuc dacă îmi dați voie și dacă ziceți că e ok, că nu vreau să-mi pun sănătatea. O perioadă, din păcate, o să trebuiască să nu faci lucrul ăsta. Adică să nu folosesc picioarele, pot să fac alte exerciții, mâini, brațe... Da, da, mă interesează cel mai mult picioarele, să nu le folosești foarte mult, da? Uite, o să-ți arăt și raportul, o să-ți arăt și pozele, am primit anul 2. Asta e raportul, unde, conform raportului, ai o leziune grad 2 la meniscul intern, adică pe zona internă a genunchiului. Deci, dacă ăsta e genunchiul, da? Da. Ai aici, stai să te explic. Ai aici meniscul extern, ai meniscul intern, iar tu aici, la meniscul ăsta, ai o mică leziune. E grad 2. Deci, partea bună, că e un grad mic. Sunt 4 grade de leziuni. 1, 2, 3 și 4. 3 și 4, clar, operație. 1, nu. Și 2, intermediarul. Se poate trata și cu și fără. Având în vedere că nu e așa simptomatic, durerea, cum zici, că s-a atenuat când nu faci sport, o să încercăm să tratăm fără operație, deocamdată. Și asta ce înseamnă? Un fel de recuperare, nu? Asta înseamnă mai multe lucruri. Începând cu o recuperare, să întărim musculatură, ca să nu mai punem toată forța la nivelul oaselor și la nivelul cartilagic și la nivelul meniscului și atunci automat întâlnim musculatură, scadem supra-solicitarea odată cu reducerea sportului. Uite, aici e leziune. Vezi? Ai aici o mică asta leziune. Asta e genunchiul meu? Da. Asta e genunchiul tău când îl vedem în profil și ai o mică leziune de menisc. Nu e mare, dar există. Uite, asta e un menisc normal, fără leziune și când ne ducem aici vedem o mică leziune la nivelul meniscului la cornul posterior. Da? Aici e celălalt menisc care, uite, se vede clar că n-ai nicio leziune, adică se vede diferența între cele două meniscuri. Da. Dacă ne uităm din față, vedem că ai și un pic lichid intraarticular. Asta tot așa, datorită faptului că ai o mică leziune acolo. Și uite, de ce cauza se face ăsta? Din cauza frecării între oase și meniscul. Deci când freacă, există contact între femur și meniscul, frecarea asta face un lichid de inflamație. Lichidul ăsta, care se vede aici în alb și uite și aici niște chestiuni micuțe de lichid, creează o zonă de inflamație în genunchi care supără. Când faci efort, când alergi, când ridici greutăți sau faci ceva de supra-solicitare. Deci noi o să încercăm așa. Prima dată să reducem efortul, adică la sală cât mai puțin cu picioarele. Poți să faci abdomene, piepți, brațe, ce vrei tu, mai puțin cu picioare. Bicicleta ai voie, dar nu bandă și nu mult bandă, mai ales cu clinație. Și nimic care să supra-solicite genunchiul. Împreună cu kinetoterapeuții o să lucrăm pe întărire musculară, pe exerciții de stretching și creșterea mobilității la nivelul genunchi. Asta o să te ajute să reducă durerea, posibil să fie nevoie să facem niște infiltrații cu PRP, plasma îmbogățită cu trombocite, sângele tău prelucrat și reinjectat în genunchi, da? Dacă vedem că nu răspunde doar la kinetoterapie, da? Da, da, da. Așa că zi, ești pregătită? Deci acum astăzi nu facem nicio injecție, nimic, nu. Astăzi începem cu kinetoterapie, nu facem injecții, deocamdată începem cu kinetoterapie, să faci un pic exerciții, să întărești musculatura la nivelul genunchiului și mai ales cu quadriceps. Și stretching și după aia vedem. Da.
Dar trebuie să-mi promiți că nu o să faci multe exerciții la sală cu picioare. Am înțeles. Că degeaba reparăm pe o parte și stricăm pe alta. Vreau să-mi arătați clinica, să știu, să știe și oamenii unde să vină și hai ce pot găsi aici. Hai să mergem să-ți arăt legat de kinetoterapie unde o să se întâmple asta. Practic, niște ore din ei, fratele lor. Nu, nu. O să se ocupe ei de tine. Și aici avem tot ce înseamnă aparatură de kinetoterapie, da? Când o să lucrezi cu fetele și mărim musculatură. Iar pe partea asta o să lucrezi pe fizioterapie. Și aici o să lucrăm pe mai multe. Pe aparate din laser, ultrasunete, car, crioterapie, dar o să lucrez și pe partea de kinete, da? Exerciții pasive a genunchiului. Da? Asta e aparatul, da, uite. Asta e aparatul cu care o să lucrăm pe genunchi, da? Care te ajută să faci mișcări pasive, fără să soliciți mușchi. Da? Înțeles. Da, da, da. Deci o să ai mult de muncă. Și cât durează o recuperare de genul ăsta? O să facem, o să începem cu 10 ședințe, da? O ședință durează aproximativ 60 de minute. Și putem să facem o zi la o zi, nu? Nu trebuie neapărat fiecare zi. Da. Weekendul te lăsăm să te liniștești, da? Dar pe timpul săptămânii, măcar de 3 ori pe săptămână, să ajungem să facem exerciții. Da, da, da. Da? Am înțeles. Da. Deci urmează să te ții de treabă acum. Păi vreau să mă recuperez, că vine vara și vreau să mă apuc de sport serios. Nu așa ce-am făcut până acum. Deci, ok. Atunci o să facem un plan și o să încep să faci treatment, da? A, poți să vii și la sală aici. Da, automat ai toate aparate unde se face exerciții. Și eu am citit pe site că aveți și niște aparate de crio pentru grăsimi și da, pentru... Da, logic, o femeie te interesează partea de remodelare. Păi da, mă interesează și asta de... Avem și partea de remodelare, deci poți să faci și partea de remodelare corporală. Într-adevăr, avem mai multe aparate de crio. Vrei să ți-l arăt? Da, da. Hai. Vreau să văd aparatele de crio și astea le duc și cel gândit acum, mă? Da. Oh, și cum puteți să ne apucăm? Nu mai vreau să te apuci de asta decât pe kinetoterapie. Astea sunt aparatele. Aici avem un aparat de crio cu vacuum, care ajută să slăbească zone prin vacuum și prin răcire, înghețarea grăsimii. Iar acolo avem un aparat cu crio, electrostimulare, unde șoc și cavitație. Deci mai multe funcții în același aparat. Am înțeles. Și cât durează o ședință, cât costă și cât de des se face? La crio numai una pe lună. Una da? Pe lună? O ședință pe lună, pe zona respectivă. De exemplu, dacă ai abdomen, da, dar are efect foarte bun, adică într-o ședință de criolipoliză poți să pierzi aproximativ 2 cm în diametru în decurs de o lună. Da? Uh-huh. Ai aici, te-am zis cu vacuum, aici e cu electrostimulare. Pentru tine ți-aș recomanda asta, că tu nu ai un surplus și foarte mare de grăsime. Și care sunt zonele unde se orice face? Zonă. Orice zonă se poate face, începând de la brațe, abdomen... Eu cred că mare majoritate vor să facă pe abdomen și pe coapse, nu? Da, deci avem pentru toate zonele. Deci și cât durează o ședință? Durează aproximativ între 30 și 60 de minute, acum depinde ce este face. Este dureros? Nu simt absolut nicio durere. Este adevărat că asta este ultima generație de aparate? Da, aici avem, dacă te uiți, mai multe dimensiuni de... Criolipoliza are mai multe dimensiuni și are toate partea asta metalică. La cele mai multe aparate pe care le găsești, partea asta e din plastic. Și asta înseamnă că asigură doar pe zonă foarte mică un contact. Da. Asta asigură pe toată partea. Și avem aparatul ăsta care nu există decât acum în viață, singurul care apare la gușă. Sunt foarte multe care vor să scape serios? De gușă. Și avem un dispozitiv special pentru guși, care te scapă de gușă. Și nu e deloc dureros. Durează 30 de minute de ședință. Și cât costă? Nu te relaxezi. Cred că undeva la 400 de lei ședință. O să verificăm cu fetele, oricum prețurile sunt pe site. Mai sunt și promoții. Dacă faci mai multe zone, automat ești mai bine. Uh-huh. Da? Am înțeles, da. Perfect. Da, nu. Ți-am zis, aici... Aș vrea să încep recuperarea cu pregătirea de vară și o să fac și o ședință de crio. Uite, dacă te ții de recuperare, promit că o să faci și de asta. Da? Da, ziceți că nu-i pare mai des de odată. Nu, deci doar la crio. Da? La celelalte putem să facem. La tot ce înseamnă cavitație, radiofrecvență, toate alte... Asta e și pentru celulită? Eu am celulită. Da, mai avem și aparat acolo, în comun pentru celulită, dar și ăsta. Da? Da. Și șocul. Asta.
Dar avem multe aparate. Asta ți-am zis, sunt pe bază de cuie, dar avem foarte multe servicii de tonifiere, de tot felul de tratamente pentru celulite și alte probleme. Da? Da, da, da. Dar trebuie să ții și de recuperare, deci să nu uităm de ce ai venit aici. Da, da, mulțumesc, domnule doctor, să știți că, dragii mei, o să intru și pe Instagram, pentru că jumătate din voi mă urmăriți pe Instagram și trebuie să mai spun și acolo oamenilor ce am făcut eu astăzi la clinica Masaya. Așa că intru pe Instagram acum, în live, să le povestesc și lor încă o dată despre ce înseamnă recuperarea genunchiului meu și despre ce înseamnă criolipoliza în zona abdominală. Mai e aparatul ăsta foarte șmecher pentru gușă și pentru celulită, că vine vara. Haideți pe Instagram, că vă povestesc și acolo.